Ce faci, bă, Marius? Da, ce să fac, mă uitam la serial, tu? A, auzi, hai până la mine, facem un joc. Câștig eu, dai tu un film, câștigi tu, dai un film, ce zici? Sună bine, rău, vine în 20 de minute. Bine, hai, te aștept, pa, pa. Yo, salut, man! Hai, mă rog, că au trecut 40 de minute, hai mai repede. Hai, așa, dă-i ușor. Băi, Marese, băi, ce faci, mă? De ce n-ai zis, mă, că zădeam eu periferice ca lumea? Ce salariile ai tu acolo? Da, n-am nevoie. Oricum, cred că n-ai auzit de mouse-ul ăsta de la Logitech. Și mouse-ul e fearless și eu sunt fearless. Ce, mă? Ce fearless zis? Ce înseamnă asta, mă? Ce visezi acolo? Ce-i fearless? Mă, Mihai, fearless e mouse-ul, știi? Că n-are fear. Fearless. Trebuie să înveți o leacă de engleză. Și fearless sunt eu când o să te bat, mă înțelegi? Ce ai zis, mă, vorul? Să mă bat cu chestiile alea, mă, bă, vorule, fii atent cum facem. Ia și joacă de pe calculatorul ăsta, cât tare mi-e frică că te oftici, că o să pierzi. Să nu zici că nu ți-am zis, doar atâta. Ce, bă, cum e posibil? Bă, frate, te rog eu frumos, verifică un pic routerul ăla, că nu știu cum am avut la fix când ai început tu, vorbesc Mihai, serios. Mihai, suntem amândoi pe același router și eu nu am avut lag. Aaa, păi atunci chiar nu știu ce-a fost. Mă rog, nu știu, hai, mai dă-i o dată, că mai dă-i o dată, dă-i acolo. Bă, Mariuse, dar tu ai cod, bă, frate. Ce cod, mă, frate, mă? Doar știi că pe jocul ăsta nici nu există hack-uri încă. Ah, da, știu. Da, na, frate, știi cum e. Uite, scaunul ăsta, cred că era, ia uite, era, așa e. Era pe strău, stătea, mă, durea spatele și, aleu, mă rog, hai că te mai las eu. Hai, mai dă data acolo, dă-i. Bă, n-ai, hai mă, hai vino, tu treci tu la PC, că eu vreau să mă duc la laptop să testez ceva, că n-ai cum. Da, știi ceva, eu chiar nu mai supor, nici nu mai am chef să mă joc, hai ieși, du-te, am oricum niște treabă, te rog, pleacă. Bă, Mihai, mă, dar parcă ai zis să nu ne oftică, mă. N-am zis, mă, nimica, hai, tai-o, că n-am zis. Of, Mihai, nu fi proști și ascultă un pic, nu aveai cum să mă bat nici în pururea și în vecii vecilor amin, înțelegi? Ai fost măcar un pic atent la mouse-ul ăsta, e din categoria produselor Lightspeed și mai e și fearless. Mai știi ce ți-a zis că înseamnă fearless? Fără fir. Da, exact, știu, exact. Fir, da. Vezi, da, mă, Mihai, știu, că degeaba ai calculator bun dacă n-ai un mouse bun, mă, Mihai. E ca și cum ai Audi, dar nu-i 4, știi ce zic? E ca și cum ai sărmăluțe, dar n-ai și smântănică. Ai, știi, mă, înțelegi ce zic? Lasă-mă, că am înțeles. Bă, Mihai, să zic una pe care mi-o zicea bunicul meu când mergeam la baltă cu el. Când te duci la pescuit, e bine să ai fir la undiță, dar când te joci, nu e bine să ai fir la mouse. Chiar zicea asta? Nu, dar era pe acolo. Hai, Mihai, pune mâna și tu și ia-ți un mouse fearless ca să fii fearless. Și bagă și codul fearless15 ca să ai reducere, da? Bun, șacalilor, acum că ați terminat de urmărit sketch-ul, hai să vă povestesc despre concursul pe care l-au cei de la Logitech pe site-ul lor. Ideea este că premiul este de un kit Logitech G în valoare de 900 de euro, așa că ascultați bine ce trebuie să faceți. Încărcați un video pe YouTube, pe Facebook, pe Twitch, pe oriunde vreți voi, în care să explicați celor care îl urmăresc cum sunteți voi fearless în jocul pe care îl jucați. Trebuie să folosiți neapărat cuvintele astea de mai jos: fearless, light speed, Logitech G, wireless, fără fir și gaming. Și în titlul videoclipului să puneți hashtag fearless și să încărcați videoclipul pe site împreună cu datele voastre de contact. Fie ca cel mai bun să câștige și v-am pupat. Fabă!